În primul rând că la un accident vascular cerebral sunt mai multe semne, adică mersul victimei, exprimarea, forța musculară, sensibilitatea, văzul și nu în ultimă instanță durerea. Pentru că o persoană care a suferit un accident vascular cerebral va avea mersul împiedicat, victima va vorbi mult mai greu, prezintă tulburări de sensibilitate, văzul îi va scădea și victima, bineînțeles, acuză dureri de cap. În această situație, în care aceste semne despre care v-am vorbit le observați, victima trebuie așezată într-o poziție comodă, trebuie sfătuită să nu se miște și, de asemenea, trebuie să notăm cu foarte mare exactitate ora producerii acestui accident vascular cerebral, pentru că va fi de mare folos serviciului de urgență. Mai este o modalitate prin care ne putem da seama că o persoană a suferit un accident vascular cerebral minor. O putem pune cu mâinile întinse, iar pe partea pe care a făcut acel accident vascular cerebral, mâna va pica după câteva secunde, pentru că nu mai există acel echilibru de care persoana beneficiază într-o situație normală. Mai trebuie să vă spun că, în afară de faptul că până vine serviciul calificat, va trebui tot timpul să supravegheați victima, să rămâneți în permanență cu acea victimă care a suferit acest AVC, nu îi dați să bea absolut nimic. Am auzit tot felul de povestioare, deci victimei nu îi se administrează absolut nimic, decât trebuie pusă într-o poziție comodă, urmărită tot timpul, notat ora la care s-a întâmplat accidentul vascular cerebral și, desigur, plecat cu victima la spital sau chemat serviciul de urgență.